statului. Haideți să vedem ce mai face altcineva când se ceartă șefii de la partid, de la vârf, domnul Cioloș și cu domnul Barna. Domnul Ghinea lucrează mai departe. Știți, domnul Ghinea, ministru zero, care pe urmă a fost autorul PNRR-ului, a scris dânsul multe zerouri acolo, a pus pe PNRR și a dat deoparte, v-am mai spus aici la Antena 3 și la ieșiți de putere, niște sume consistente pentru consultanță. După care, ce a zis? Să-mi fac și o firmă. Pentru ce? Pentru consultanță. Să mai fac și ce? Un ONG. Pentru ce? Pentru monitorizarea aplicării PNRR. Colegii noștri de la Cotidianul Național Jurnalul au investigat și să vedeți ce au descoperit. Ghinea and Friends, toți oamenii lui Cioloș, au sărit unde? La banul pe care l-au pus deoparte tot ei prin PNRR-ul pe care l-au scris atât de proști și de târziu, dar au avut grijă în legătură cu fondurile astea. Apar informații bombă despre fostul ministru al digitalizării Cristian Ghinea, acum consultant pe implementarea banilor din PNRR. Începe să-și construiască echipa de experți. Cei mai mulți sunt vechi colaboratori ai lui Ghinea, încă din primul său mandat de ministru al fondurilor europene, de pe vremea guvernului tehnocrat condus de Dacian Cioloș. Însă cel mai spectaculos colaborator al fundației lui Ghinea, O țară ca afară, este nimeni alta decât celebra Ioana Mihăilă, ultimul ministru USR al sănătății, succesoarea lui Vlad Voiculescu și cea care ar fi trebuit să promoveze apariția controversatei agenții de investiții în sănătate cu un buget de 10 miliarde de euro, inclusiv prin PNRR. Asociația O țară ca afară se ocupă exclusiv de aceste măsuri din PNRR și lucrează cu două rânduri de echipe. Una oficială, condusă de Cristian Ghinea ca președinte al asociației, și una formată din experți afiliați. Primul dintre acești experți este nimeni alta decât urmașa lui Vlad Voiculescu la conducerea Ministerului Sănătății, celebra Ioana Mihăilă. Aceasta se ocupă în cadrul asociației de componenta de sănătate din PNRR cu un buget de 2,5 miliarde de euro. Mai departe, din echipa de experți a ONG-ului lui Ghinea mai face parte Horațiu Cosma. Acesta este, într-un fel sau altul, reprezentantul lui Cătălin Drulă în asociația lui Ghinea, deoarece Cosma este membru al unei alte asociații, Pro-Infrastructura. De altfel, în anul 2016, Horațiu Cosma a ocupat funcția de consilier la cancelaria fostului premier tehnocrat, actualul președinte al USR, Dacian Cioloș. Iar la finalul anului 2020, Horațiu Cosma a devenit secretar de stat în Ministerul Transporturilor în mandatul lui Cătălin Drulă. Un al treilea expert afiliat al asociației O țară ca afară se numește Florin Andrei și este fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice, iar al patrulea, George Gârbacea, este ex-președintele de anul trecut al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului. Antena 3 vă dezvăluia în urmă cu câteva săptămâni că în ajun de Crăciun, ministrul USR ne anunța că și-a dat demisia din funcția de vicepreședinte și membru în Biroul Național al USR, începând cu data de 1 ianuarie 2022. Motivul, unul bănos. Vrea să facă două proiecte. Două proiecte, cum spuneam, de monitorizare și de consultanță, domnule Diaconu, domnule Corlățean, ale omului care a scris PNRR-ul în legătură cu PNRR-ul pe care l-a scris. Au calculat sumele, cifrele astea și funcționează. E o singură cifră care le scapă de control și care e aia din sondaje. Și le scapă rău. Păi da, dar exact pare că nu îi interesează dacă vin meleoanele. Păi asta este. Domnule Corlățean. No, eu sunt șocat de gradul de nerușinare uriașă al acestor indivizi. Pentru că atunci când primești aveți, mandatul... Mă rog, argumente... Da, am argumente foarte serioase. Când primești mandatul unui guvern al unui stat să negociezi cu Comisia Europeană un program care în final merge spre 30 de miliarde de euro, când tu ești negociator și așezi, din care o parte cu împrumut, o parte îți vin nerambursabile, ce-i folosești. Și îți pui deoparte pentru consultanță și faci echipele și te introduci pe tine și ai tăi din familia politică USR, ăsta este nu doar conflict de interese din start, dar este o asociere infracțională, în scop infracțional, de fraudarea banului european. Asta trebuie demonstrată... Nu, vă spun eu ca un politic în Parlamentul României cu un anumit background juridic și, cu anumite responsabilități în plan european pe zona juridică. Când tu ești parte a mecanismului pus la punct în cadrul PNRR de consultanță și de absorbire a fondurilor europene pe care tu le-ai negociat și le-ai așezat, atunci e o problemă majoră. Vedem și instituția OLAF, instituția OLAF a trebuit să reacționeze pentru că este un caz flagrant de încercare de a fraudare a fondurilor.